going down for real. Salutare, prieteni și bine m-am găsit la o nouă serie pe canal. Aceasta o să fie cu FIFA 14 Career Mode. Sper că o să vă placă. O să jucăm cu Leicester City. Avem obiectiv să ne plasăm în prima 3-2 în cupă. Bun. Asta este perioada de transferuri. Transfer ofertă pentru Conrad Berogan. 270, 940 de mii, valorează 90 de mii. Deci acceptăm. Avem transfere 10 milioane. Și aș vrea să aduc și eu ceva români pe aici la echipă. Cerpes. Din ce putem găsi? Andrei Mutu. De mari ca aș avea nevoie. Să vedem cât vrea. Și de cheșel. Vedem ce mai găsim pe aici. Săpunaru. Tănase. Dan Nistor. Da, o să mă interesez de Dan Nistor. Dali Bec. Așa, vedem. Vedem cât ce recuperă pe ei. Deci Claudiu Ceșeru este deschis la oferte. O să punem și noi, hai, 1 milion de euro. Vedem dacă accept. Dan Nistor. Să-i punem luptă la fel, 1 milion de euro. Și are pe 425.000 de euro. Bun. Să vedem acum care acceptăm. Marica 5 milioane. Acceptat de Michael Beck, să-i facem contract 5 ani, important pe Claudiu Ceșeru a respins. A acceptat și Ciprian Marica. Nistor are și l-am transferat pe Marica la noi nici. Oh, bun. Deci stai pe care spune. Hai să facem și noi blocul. Formația.
faltan 3 verdi. Forse adesso ci sono campi. E gli animali. Un ricomun 4-3-3 classic. Perfetto. Buono. Si sente un match amico. Welcome to EA Sports Live. Tam ce ne vorbim mai încet. Coverage of this friendly. Here's your commentary team. Începem cu o pasă. Un șut. Să schimbăm camera să vadă mai de la înălțime. Eu o să încercăm șutul. Perfect. Wow.
realizați în adânire. Pasă pentru Marica. 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 Marica trage și apare portarul. Acum îi greșesc pasa. Îi dă pasă aici. Și centrare. Era oricum centrare dezastroasă.
dat, asta am dat în gând. Sperăm să ajungem cu Leicester City în prima ligă din Anglia și să ne batem la Liga Campionilor. Șutul. Da, șuturi am dominat. Și se încheie aici acest meci. Dacă vă place această serie, nu uitați să dați un like. Să vă abonați. O să continuăm în episodul următor. Până data viitoare, numai bine.